Reprezentanții Comitetului pentru Situații de Urgență din Mehedinți spun că au încercat să găsească cea mai bună soluție pentru siguranța elevilor, dar și a cadrelor didactice care mâine ar fi trebuit să meargă la cursuri. Toate instituțiile trebuie să fie pregătite pentru a putea interveni în orice fel de caz și pentru siguranța cetățeanului. După cum ați văzut, pentru această siguranță a copilor am închis școlile timp de 2 zile în tot județul Mehedinți. Comitetul Situațiilor de Urgență în unanimitate a decis ca școlile să-și suspende programul pe perioada cât este cod de portocaliu, adică luni și marți, la propunerea domnului inspector general, cu acceptul prefectului și la insistența mea, considerând că astfel realizăm o protecție a copiilor și securitatea lor, pentru că asta ne interesează, în primul rând, copiii și profesorii. Un număr de 107 unități școlare își vor suspenda activitatea, iar numărul elevilor care vor sta acasă este de 42.000. Tot din cauza codului portocaliu de ninsori, în județ a fost restricționat traficul rutier pentru anumite mijloace de transport. Începând cu ora 15, toate tirurile care se deplasează dinspre Timișoara spre București sunt blocate la intrare în județul Mehedinți, până la noi dispoziții. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Constantin Gherghe, a lansat un mesaj pentru directorii de deconcentrate. Toți directorii de deconcentrate, directorii de instituții, să-și facă curățenie în fața instituțiilor. E rușinos să vină cei de la salubrizare sau la spații verzi să le dea lor zăpada din fața societății pe care o conduc. Și vorbesc la cele de stat, dar și cele private. Noi avem 150 de oameni care lucrează pe celelalte căi de acces. Codul portocaliu de ninsori și viscol a intrat în vigoare duminică la orele 18. Se așteaptă ninsori abundente în partea de sud-vest a țării până marți, 14 februarie la ora 2. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de până la 55 de km la oră, temporar viscolind și spulberând zăpada. Se va depune un strat nou de zăpadă ce va depăși local 30 de centimetri. Dacă marți scăpăm de avertizarea de cod portocaliu, intrăm în cea de cod galben, valabilă în data de 14 februarie la ora 2 și până la orele 14. Meteorologii spun că în Mehedinți stratul de zăpadă nou depus va depăși local 15 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de până la 30-40 de km la oră, temporar viscolind și spulberând zăpada.